Meciul disputat duminică în sala sporturilor Gheorghe Tadici din Zalău, dintre HC Zalău și SCM Craiova, a adus multă bucurie spectatorilor veniți într-un număr foarte mare la sală. În ciuda tuturor denigrărilor apărute în spațiul public înaintea partidei, cele două echipe și-au apărat până la capăt șansele. Un meci greu ca întotdeauna la Zalău, a transmis antrenorul SCM Craiova. Meci greu ca întotdeauna la Zalău, încărcat mai ales de gorile ăștia rele, care au făcut numai rău handbalului. Am venit și ne-am deplasat aici pentru Craiova, în interesul nimănui altcuiva. Așa, am încercat, am prestat la un nivel, din păcate, foarte multele situații de 1-1. Ratate cu portarul, a dat câștig de cază Zalăului astăzi. A fost un meci foarte greu, ne așteptam la asta, știm că Zalău e o echipă bătăioasă, dar se pare că noi am cedat. Pentru noi urmează două meciuri foarte importante și avem foarte mare nevoie de puncte. Vreau să mulțumesc suporterilor, fiind cel de-al 8-lea jucător, a spus după meci Paula Teodorescu, capitanul Handball Club Zalău. O victorie binevenită, muncită, dorită pentru a urca acolo unde trebuie și a ne menține. Vreau să mulțumesc suporterilor care au fost lângă noi majoritatea timpului și ne-au susținut, a fost al 8-lea jucător. Felicit fetele pentru apărarea și dăruirea pe care au demonstrat-o în acest meci. Antrenorilor și care ne-au susținut și ne-au dat indicații atunci în momentele grele și cheie, care nu mai aveam nicio viziune și ne-au luminat oarecum. Și sperăm să mai avem două meciuri și ne dorim din tot sufletul să luăm încă 6 puncte. Un meci disputat de fete care au jucat cu un angajament deosebit, a spus antrenorul echipei Handball Club Zalău, profesorul Gheorghe Tadici. Deci un meci care prin jocul prestat de fete pe parcursul 60 de minute, în principal în faza de apărare, dar și în faza de atac, au fost normal câteva inexactități, nu sunt nigere, nu sunt chiar roboți, dar au jucat cu un angajament deosebit, un angajament care probabil dacă s-ar fi întâmplat de la începutul campionatului sau chiar în returul campionatului, lucrurile ar fi stat mult mai bine și nu eram acum în febra barajului. Încă nu s-a încheiat nimic. Inclusiv barajul va fi foarte dificil. Apreciez că e o victorie meritată, absolut meritată. Au luptat pentru fiecare minge și în atac și în apărare, așa cum spuneam. Și acum rămâne să ne pregătim pentru ultimele două etape, care sunt la fel de importante pentru noi, pentru a evita orice surpriză neplăcută și sper să se întâmple, pentru că suntem într-o creștere de formă sportivă, formă sportivă care sper să ne ajute inclusiv la baraj. Așa cum spuneam, după 42 de ani am ajuns aici în pericol, dar Zalău trebuie să fie mândru că a avut o asemenea echipă. În acești 42 de ani este centru cu cea mai longevivă echipă în Liga Națională, dacă mi se permite și cu subsemnatul la fel, și sper ca autoritățile locale și să se întoarcă puțin mai atenți și spre această echipă, pentru că cu un asemenea buget e foarte greu de funcționat. Noi avem un buget cu, să zicem, 3% mai mare decât acum 7 ani, 8 ani. Viața demonstrează că nu mai poți, ce a fost acum 7-8 ani de zile, nu mai este valabil acum, nici la nivel de transport, nici la nivel de cazare, nici la nivel de masă, de
toate ingredientele care le incubă o echipă care vrea să facă performanță. Sunt mândru de fete, suntem una dintre cele mai tinere, dacă nu cea mai tânără echipă din Liga Națională, cu 13 jucătoare sub 25 de ani, 24 de ani. Producem cele mai multe românce și producem cu bugetul care m-a spus, deci în principiu cu salarii de 5-6 ori mai mici decât sunt, spre exemplu, la primele 8 echipe. Cu atât mai mult este meritul lor, sper să crească fiecare și normal că atunci când vor atinge o valoare de, cum e cazul și chiar și în această vară, cum a fost și anul trecut cu vreo 6-7 și acum 2 ani cu vreo 6-7, nu uităm, deci, că am pierdut o echipă în 2 ani de zile, se vor duce în altă parte și mi se pare normal, viața sportivă e scurtă, cu niște venituri de 2-3 și chiar 4 ori mai mari decât au fost aici, dar doar să ne rezumăm numai la problema asta de a crește jucătoare și pentru alții, cred că ar trebui să dea de gândit și Consiliul de Administrație de la club, de la HC Zalău și autorităților locale, pentru că noi reprezentăm Zalău de an și an de zile în cea mai puternică competiție din România și handbalul feminin este cotat în primii 3 din Europa. Bineînțeles că nu sunt de acord cu infuzia asta de străine care are efect negativ asupra echipei naționale. Nu sunt de acord, încă o dată o spun și acum, și de câte ori voi avea ocazia, cu salariile astea din banii publici, deci din banii publici, niște salarii nesimțite, ce depășesc 6, 8, 10, 12, 14, 15 mii de euro. Deci este o bătaie de joc vis-a-vis de banii publici ai comunităților respective.